În perioada 5 iulie-7 iulie va fi suspendat traficul rutier pe strada Alexandru Pușkin în perimetrul străzilor Ierusalim și George Coșbuc. Măsura este luată în contextul desfășurării de către Termoelectrica a lucrărilor de reabilitare a rețelelor termice. Conducătorii auto care traversează cartierele unde este anunțată suspendarea de trafic rutier în perioada de referință sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară sau să ocolească zona respectivă.